Salut și bine te-am regăsit pe canalul meu. Numele meu este Asmina și astăzi vreau să-ți arăt ce mărțișoare am lucrat. Am folosit matrițe mai vechi, matrițe mai noi și tot felul de catere. Pe unele dintre ele le-ai văzut în unboxing-urile din videoclipurile trecute. Matrițe de la Alina Mateescu și catere de la Moi Cutters Studio de pe grupurile de Facebook ce promovează Fimo. Aici am niște margarete simpluțe cu buburuză, floarea soarelui, apoi niște floricele roz și portocalii. Acestea toate au fost făcute cu niște matrițe mai vechi și buburuzele manual. Apoi cu matrițe de la Alina Mateescu, niște ursuleți Haribo. Doar că eu i-am făcut maro și am pus acolo și o inimioară. Niște camee cu o matriță mai veche, apoi fetițe și băieți cu matrițe de la Alina Mateescu. Cu ștampile acrilice și catere de la Moi Cutters Studio, niște broșe și niște ciupercuțe. Apoi n-am mai avut loc pe masă. Am făcut niște înghețată la cornet. Am și așa 10 bucăți făcute și o broșă cu ac cu fructe de pădure. În genul acesta. Acum nu vreau să le mai scot din ambalaj. Pentru că mi-e teamă să nu stric ambalajul, dar îți voi arăta pe laptop poze pe care le-am făcut înainte să le ambalez. Acestea sunt margaretele, floarea soarelui, floricelele roz, sunt două modele, ursuleții, camee, ciupercuțele și broșele. Acum toate au ori ac de broșă, ori pin. Eu întotdeauna le lucrez și pe spate ca să arate la fel de frumos și pe spate cum sunt pe față. Fetițele și băieții, înghețata și broșele cu fructe de pădure. Sper că ți-au plăcut mărțișoarele mele de anul acesta. Dacă da, lasă un like, abonează-te la canal dacă n-ai făcut-o până acum și rămâi aproape pentru că urmează să-ți arăt și ce fel de cercei am făcut. O zi frumoasă!